Așadar, ca să înțelegem cum stăm. Vor să ne fure ardealul? Acum au pus ochii și pe delta Dunării? Oare ce mai urmează? Hmm? La ce mai râvniți, măi, dușmanilor? Cumva la panoul de comandă al planetei de sub munții Bucegi? A venit un timp la mine la cafenea săptămâna trecută cu o carte scrisă de un dement cu tunelul, cu acele tuneluri care pleacă și cu băi, panoul de comandă și... Doamne Dumnezeule! Dar nu se poate așa ceva, trebuie să fim foarte vigilenți, da? Am vorbit deja cu oamenii noștri de la Vax Populi, deocamdată pur informativ, tatonăm terenul, să vedem ce-i de făcut, ce se întâmplă în Delta, care-i treaba dacă draghează ucrainene acolo, Vax Populi. Ați înțeles ce se întâmplă în Delta acolo? E posibil să rămânem fără Delta? Ați văzut că îi draghează. ba da. Acolo. Ba, ba da. Deci se va mări adâncimea și atunci totul se va fi secătuit. Și așa există probleme. Pentru că deci, autoritățile române nu au dragat. Adică nu e o apă proaspătă, e o apă stătută. Care cum să vă spun? Eu, deci în momentul când o apă nu circulă într-un anumit spera, atunci devine acidă. Acidă. Vor să ne ia delta, să rămână fără delta? Nu, că delta va se cătui în natural și acolo va fi mâl. Mâl care cu aciditate mare. Dar nu e bine ce fac ăștia. De ce credeți că fac asta ucrainienii acolo în delta? Vrea să vedem la în țară. E în pericol să rămânem fără delta, nu e pericol ăsta? E pericol. Oricum e pericol. De ce? P Una e, cum să zic eu, e bunul nostru și alții face lucrările pentru interesul lor. Ei spun că draghează doar că nu Da, e păi bine. bine, că știu știu, de 3 metri și până la urmă zicea și de 7 și de aia, da, la... da, da, da. ok, e în regulă. Nu e bine, nu e bine, nici niciun fel. De ce credeți că fac ei lucrul ăsta fără să ne întrebe? De sau... în interesele lor, să-și să, -și caură, să -și mute, cum să zic eu, să-și care astea, cum îi zice, recolta sau ce au ei acolo, grânele, cu tare, cu tare, pentru transportul european, mă rog, unde au distribuțiile. E pericol să rămână fără de altă până la să Dar poate, să poate, asta. să poate, sigur. Ați fost vreodată în delta? Am fost. De ce este importantă pentru noi delta? Este în, să vă spun eu, e al naturii. Noi acolo ne-am făcut mari, cu pește, cu conserve, când eram mici, de acolo. Putem să rămânem fără delta sau nu? De deci ce așa a luat -o străinul ăla? Delta, delta da. Dumnezeu. Exact. Ne-a luat un străin pe tot, pe e. Tot ați văzut ce, ce, fac acolo ucrainienii, că draghează brațul? Ce face? Face podul ăla, că să nu vii rușii peste noi. Putem să rămânem și fără Delta, sigur că putem să rămânem, dar ar fi bine să oprească dragarea, să oprească tot ce se, se, poate face în zona aia acolo. Păi, cum adică stricăm fauna și Delta Dunării, o frumusețe de Delta, o frumusețe de... de... Mm. De ce credeți că fac ei lucrul ăsta acolo? Sau... Ei spun că nu e nimic periculos? ei fac pentru ei, ca să-și aducă la noi toate gunoaiele, să-și aducă toată marfa, să poată să-ți marfa prin, 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 prin canalul bisturăi. Ce trebuie, nu știu, să facem, să facă autorități. Să, să, oprim dragarea, să oprim dragarea, să ne rămână delta așa cum este. Așa frumusețe nu prea găsești. Păi nu găsești, că am umblat în toată lumea și așa ceva nu, nu găsești. Nu fac intenționat, credeți, ucrainienii acolo? Nu, nu au de ales. Nu au de ales, nu de -ales adică probabil portul Odessa este blocat de ruși, așa, și în momentul în care de trebuie să, -tre? să ducă undeva, de, pe chestii, de che Ce au ucrainienii? De ce credeți că sapă acolo? De ce draghează canalul ăla, Băstroie? Ăla e canalul nostru, nu e ăla? Da, e al nostru, nu e lor. Îi spun că e al lor? E... Că nu mai zic. În concluzie, e posibil să rămânem fără Delta? Nu, rămâne. Să terminăm o dată cu ei? Să nu le dăm voie să mai intre în țară? <laughs> Dar e posibil să rămânem fără Delta? Este. Este, bă, că au unii bani, noi. Toți străinii vin și ne ia toată averea. Îți spui eu cum ne-a luat și pe aici, casele alea, aia. Băstru, băstru, în limba rusă înseamnă repede, băstru. Rămânem fără delta Dunării sau ei... Rămâneam, domnule, e totul porii. Domne, domnule, dar așa a făcut mereu, nu trebuie să o dragheze și ei, dacă s-a, întotdeauna s-a colmatat. Noi, nu, pe aici, râurile astea și balta noastră a fost odată, tot, tot, să curățată cu drăgile, ca să, nu mai vreau să stea apa nu? Bagă mereu, vine apele, normal. Nu ceva în spate așa, ceva ca să ne ia delta, să rămânem noi? Da, niciun caz, niciun caz. Hai, domnule, că nu se mai întoarce de lumea de unde a plecat. Tâmpitul o să de Putin, ăsta e un cretin, ăsta e un om bolnav. Și ar trebui să nu rămâne ne nepedepsi pentru ce face la crime de război. Ca omorul lumea nevinovată, copii, care efectiv... Ce sunt de Te Trebuie să bomba acolo, mă, e o Reacția României care ar, fi, ar, trebui să fie cu, în cazul ăsta cu canalul Băstroie, cu ce se întâmplă? Domnule, politic ar trebui să ne implicăm mai mult, pentru că ați văzut dumneavoastră și cu Schengen. Nu? Am lăsat-o cam la îndemâna niște scârbe de țări care am ajuns și Austria să ne comande de ora cu nehamărul lor nea ciocană la așa că ciocană în limba germană înseamnă hamăr Dar nu există riscul să rămânem fără Delta în concluzie? Sunt nicio formă, sunt nicio formă Ucrainienii niciodată nu ne-au vrut binele nu știu cine le-a permis așa o nonșalanță, o libertate să intre. Am fost prin Moldovaia și au distrus toate pensiunile. I-au cerut să fie cazați numai la 4 stele, 5 stele. Sunt și la ei săraci, că asta e, dar sunt, sunt traficați de oamenii cu bani. Ei spun că draghează acolo, că de fapt nu la, pe canalul ăsta băstră. E posibil să rămânem fără Delta, să se întâmple ceva grav? Păi, suntem la un pas, dar a rămâne fără mai multe, că și cu Ucraina, și cu Rusia, dacă domnul Putin. na, e în avantajul străinilor tot ce se face. Reacția autorităților noastre, cum vi se pare pe scandalul cu... Autorităților spun când apar în fața camerelor de la vederi și prin presă că se iese vorbate până la capăt. A fost roată în delta Dunării? Da, am făcut armată. Am uitat la Tulcea, la, Tulcia, la astea și... Ar fi păcat să rămânem fără Delta Dunării? A, nu. Corect. Corect De ce? De, de, de ce e importantă Delta? De ce crei așa importantă? Păi e pentru patrimoniul noastră. Nu trebuie să... De ce e Delta asta? ce e Delta Dunării? E o care are villi pe acolo, al dinea marina, al de aia, aia. O distracție te cu vaporul, cu aia. Aici te prin cu briceagul. Ce-i pe acolo pe Delta? ce -i, ce? -i? A, frumuseții, da. e posibil să, să ducă și asta? Cu ea, cu și noi cu ce rămâne? Pe închiriază ei, mă. O închiriază la alții, unde te duci la villele alea, pe peste tot acolo, numai palat, numai... Ar trebui să implice mai mult. Adică, mai fratele meu, trebuie să stai și cu ei de vorbă și așa. Nu așa că vorbim, vorbim în televiziune, vorbim în astea pe cale diplomatică. Noi ne uităm la televizor că asta ne e datorie. Dacă rămânem fără Delta Dunării, ce ar însemna? Normal că nu e bine cum să rămânem fără alțările noastre, da? De ce e importantă pentru noi Delta Dunării? Ce să vă spun, e importantă, da. Știți așa pe unde vine Delta Dunării? Păi aici, la Turcia, încolo, la n-ar trebui să rămânem fără ea, că... Normal că n-ar trebui, da. Ei știi, în vedere și și cu tremure și orice care ne... Se întâmplă multe lucruri. Mult. Nu mai Mult. avem de scăpare, să știi. <laughs>